asta? Am dat o petrecere în pijamale. Ia stai, Anela, tu mi-ai luat tricoul la roz? Nu mă enerva. Fetelor, e ora mesei, poftim la masă. Nu ne mergea de mâncarea ta. Noi avem mâncare mai bună. Ei, alo! Nu mă cheamă alo, mă cheamă Amelia. Amelia, cum te împaci tu cu Ilinca? Foarte bine. Da, uneori? Mă rog. Noi, părinții, ne dorim ca copiii noștri să se împace foarte bine între ei și asta le spun și eu fetelor, că ele sunt una pentru alta cele mai bune prietene. Ilinca, dă-mi și mie macareu care o căță de cemenți. Careucile sunt ale mele, nu-ți dau niciuna. No. Ce fetiță zgârcită. Chiar nu te dorle de mine, Ilinca? Deloc nu mișele. Atunci nici și eu nu îți dau foaia, ia da foaia înapoi. Mama! Ilinca, dar cum te împaci tu cu Amelia când mai desenați câte ceva? Uneori ne certăm. Uneori ne certăm, uneori ne împăcăm. Dar până la urmă ne împăcăm. Ia stai, Amelia, tu mi-ai luat tricoul la roz? Nu mă enerva. No. Ilinca, vrei să te petrec? Vreau. Îți place, Ilinca? Da. Am și o surpriză pentru tine. Ce? O crepă? Mulțumesc, țurioară. Wow, ce frumos miroase! Ce țurioară drăguță! Copiii când se joacă, își lasă jucăriile împrăștiate prin casă. Noi am stabilit o regulă în casă, ca fiecare să-și pună jucăriile la locul lor. La mine nu se referă, pentru că eu când eram mică te lăsam dezordine, dar acum nu se referă la mine. Eu uneori mai fac dezordine, dar țara mea mă ajută. No. Asta. Am dat o petrecere în pijamale. A fost foarte distractiv. Chiar acum apucați-vă de curățenie. Ilinca, Amelia. Fetelor, dacă păstrați curățenia, nu e nevoie să faceți ordine în fiecare zi. Da? Hopana! Sfatul meu este să vă obișnuiți de pe acum curățenia în casă, fiindcă asta o să vă prindă bine când o să fiți mari. Fetelor, e ora mesei, poftim la masă! Ilinca, mie nu ne foame. Mama, noi nu mâncăm acum. No! Eu v-am pus și vouă în farfurii. Trebuie să mâncăm toți odată, să nu pun masa de mai multe ori. Of, mama ta nu înțelege. A spus mama că nu mâncăm acum. Ia măsurt cu ele, că pe mine vezi că nu mă ascultă. Dacă nu vor, las că o să-și toarne singur în farfurii, o să strângă masa, o să spele singure vasele. O problemă foarte serioasă este atunci când copiii nu înțeleg cât este de important să ia masa cu părinții în același timp. Da, mă înțelegi, mama, că trebuie să stăm noi la masă tot ce odată. Că mai e tot pentru tine, tată, să-ți speli vasele. Fetelor, v-am turnat în farfurii, vă aștept la masă. Venim, mamă. Hai să ne spălăm mai întâi mâinile.
fetelor, cum ați mâncat voi la masă? Mama, sunt mică, copiii mici mănânc urât. Nu e adevărat, Amelia, copiii mici tot trebuie să mănânci frumos la masă. Eu am învățat fetele să mănânci frumos la masă și mă mândresc cu ele din punctul ăsta de vedere. Dar mie nu-mi place că aud că oamenii mănâncă așa. Mie nu-mi plac oamenii care beau așa ceaiul. Fetelor, v-am pregătit ciorbă, cașă, o mâncare foarte sănătoasă pentru voi. Haideți! Nu ne mergeam de mâncarea ta. Noi avem mâncare mai bună. Wow! No! În general, noi în casă consumăm o mâncare sănătoasă. Dimineața avem terciurile de ovăz, la fiecare masă nu lipsește salata și de curând, fetele au învățat să mănânce avocado. Dar când vine vorba de dulce, noi am stabilit o regulă. Dulce după mâncare și niciodată seara. Da, mie îmi place dulcele, dar o ascult pe mama și mănânc ce spune ea. Of, eu cu bombonele am probleme, dar tot o ascult pe mama. Fetelor, e târziu, haideți la culcare. E de vreme, mama. Noi vrem să ne mai jucăm. No! Eu nu mă culc odată cu găinele. Fetelor, se apropie ora 10. La culcare imediat. Bine, acuși ne culcăm. Dă-mi jucăria. Nu, la mea, eu am luat-o. Ele încă nu s-au culcat. E ora 11, fetelor! Haideți la culcare! Gata toate! Da, da, da! Mie oricum mi somn. Nici mie! Mă bucur că v-ați strâns jucăriile și v-ați pus la somn la ora 9. Să aveți vise frumoase! Atunci când copilul se scoală dimineața și este odihnit, el este capabil să învețe bine la școală și să crească un matur sănătos. Dacă vă culcați mai târziu de ora 10, ce se întâmplă, Amelia? Nu ne mai spune povețe, tata, deci. Nu ne mai spune. Și păcat? Da. Și cum sunt poveștile seara la ora 10? Foarte frumoase. Chiar foarte, foarte, foarte interesant. Tata știe... E pe toate poveștile, nu-i așa, tata? Și mama, câte povești vă spune? Un pic mai puține. De ce? Pentru că tu lucrezi tu mai mult și la lucru și la mai mult. Adevărul e că în ultima perioadă fetele s-au acomodat la o cerință de-a mea, și anume că dacă le găsesc în pat cel târziu la ora 10, le spun o poveste. Dacă fetele întârzi măcar cu un minut, adio povestea. Și ele se străduie, repede se spală pe față, spală dinții și la ora 10 le găsesc în pat. În linii mari, cam astea sunt lucrurile pe care noi părinții ni le dorim de la copii. Oare ce își doresc și alți părinți de la copiilor? Suntem foarte curioși să auzim răspunsurile voastre, pe care le așteptăm în comentarii. Și vă îndemnăm să nu pierdeți următorul film, care se va intitula Ce își doresc copiii de la părinții lor. Fiți alături de noi! Pe curând! Da! Ce-și ne era tubul la ei? Ce-și ne era tubul la ei?